Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. 100 de personalități din cultură sau știință care au marcat dezvoltarea lumii prin realizările lor. 100 de români care prin creativitate, muncă și curaj au adus România între țările care au îmbogățit cunoașterea universală. Astăzi vi-l prezentăm pe sculptorul Gheza Vida. Trei monumente simbol ale sculpturii românești se înalță la Moisei, Carei și Baia Mare. Cu monumentul țăranilor martiri, respectiv monumentul ostașului român și sfatul bătrânilor, sculptorul Gheza Vida și-a legat numele de istoria poporului român, de lupta oamenilor simpli pentru libertate și viață. S-a născut la Baia Mare în 1913, fiind unicul supraviețuitor din cei 8 băieți al unei familii cu rădăcini românești care își câștiga existența din minerit. Orfan de război, a ucenicit din adolescență pentru traiul zilnic, cunoscând condițiile precare de viață și muncă ale oamenilor simpli. De copil, de la 10 ani, dovedește un talent înnăscut pentru sculptură, iar efervescența artistică a școlii de la Baia Mare îl aduce în contact cu cei mai importanți artiști ai curentului. Miner, țăran legat la stâlp, țăran la interogatoriu, cu care participă la această primă expoziție, afirmă angajarea sculptorului ca artist militant. Viața simplă și aspra minerilor, legendele și eresurile Maramureșului i-au inspirat temele sculpturilor în lemnul pe care l-a moștenit din arta populară. Le-a rămas fidel, întreaga creație oscilând între energia brută a muncii omului simplu și mitologia arhaică a folclorului maramureșan. Urmează cu întreruperi dictate de război, din 1942, cursurile Academiei de Bele Arte din Budapesta. Fiica artistului Zoe Vida Porumb, ea însă și artistă, dea până amintiri despre educația primită în familie. Ne aflăm în fața bibliotecii familiei, sprijinită de stâlpii Adam și Eva, cele două lucrări simbol ale condiției umane. Lucra cu foarte multă pasiune și elan, și nu prea își pregătea schițe multe și desene foarte multe, ci știa să lucreze direct în lemn. Are două mari obiective, una din viața minerilor și una din viața țăranilor. A avut o expoziție la Baia Mare cu aceste obiecte de inspirație folclorică, dar bineînțeles prelucrate într-o altă dimensiune, cum este și această lucrare, două păsări care povestesc una cu alta, tot de inspirație populară de la căucele de lemn. Avem multe statui de la tata, printre care și aceste trei lucrări sub formă de totem care sprijină biblioteca noastră. Se înrolează voluntar în armata română, cu care participă la luptele de eliberare până în mai 1945, după care revine la Baia Mare, orașul în care a trăit întreaga viață, dedicându-se integral sculpturii și activității expoziționale românești. În 1958 și 1976 reprezintă România la Bienala de la Veneția, iar de-a lungul deceniilor până la moartea sa în 1980 este recompensat cu numeroase distincții care îl așează între cei mai importanți artiști ai artei românești a secolului 20. Vida a fost unul dintre cei mai importanti sculptori ai României moderne și a creat numeroase sculpturi care sunt legate de viața cotidiană a omului simplu. Vida a fost un sculptor cu totul remarcabil și prin faptul că creația lui este extrem de românească și extrem de originală. Tatăl meu avea o vorbă: să fii mare nu-i mirare, să fii om e lucru mare. Și într-adevăr, tatăl meu a fost un om deosebit. V-am prezentat astăzi activitatea sculptorului Gheza Vida în cadrul proiectului Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. Acesta nu este un clasament, iar lista rămâne deschisă. Așteptăm propunerile voastre pe site-ul eualegromania.ro. Mâine, Radio România Regional vă invită să cunoașteți o nouă personalitate care a marcat știința sau cultura mondială.